Așa arată o vacanță superbă de 10.000 de lei. Dar din păcate noi avem doar un leu și în următoarele 24 de ore eu împreună cu Ariana vom încerca să avem o vacanță reușită doar cu acest leu. În timp ce părinții mei vor avea de cheltuit 10.000 de lei în 24 de ore pe cea mai tare vacanță a vieții lor. Iar la final vom decide 100% dacă banii aduc sau nu fericirea. Distracție plăcută, băi, cu leul ăla. Hai că distracție plăcută dacă e. Deci mami, unde duc ca să avem cea mai tare vacanță? În Mamaia! Bun, trebuie să facem cumva să ajungem la mare cu un singur leu și cred că am o idee și pentru asta. Ce idee? Fii atent aici. Am plecat grăbit către cineva la care știam că pot să apelez în caz de urgență, adică bunicii mei. Iar după ceva timp am ajuns la tataia acasă, sperând că i-a mai rămas ceva din pensia extrem de mică ca să mă ajute cu niște bani de tren. Fii atent, tataia, deci am venit că sunt pe grabă. Am nevoie să-mi dai 100 de lei ca să-mi iau două bilete până la mare, eu cu parpi de tren. Tataia, ai rămas fără bani? N-am rămas, dar trebuie să fac un clip. Așa e clipul, știi? Da, scuze, tataia, 100 de lei. Vă mulțumim mult de tot! Hai să mergem neapărat să-i luăm biletele, să ne grăbim, let's go! Mami, din banii lui Mitu ți-am luat cea mai tare limuzină să mergem la mare, la Mamaia! Mamă, nici anuntă n-am avut așa ceva! Ce hai, urcă-te, urcă-te, urcă-te! Mamă, cât de tare e! Haide, mami, că avem șampanie cu foiță de aur! Hai să-ți pună toate în pahar! Ce vorbești tu, băi băiatul, au veselie, veselie. Hai să avem noroc și poftă. Merge spre Mamaia, hai să înceapă distracția. Mamă, nici am ajuns la mare și deja e cea mai tare zi. Între timp, noi eram super panicați pentru că trenul pleca în câteva minute și nu știam unde e casa de bilete, nu știam nimic. Am luat biletele? Hai să mergem! Dar totuși, exact când trenul pleca, am reușit să ne urcăm. Am nimerit cele mai ieftine bilete, să sperăm că ajungem și repede. Doamne, știu. Ia uitați-vă cât spațiu la picioare, ești nebun la cap? Talent! Mai avem 6 lei, asta e problema. Timpul a trecut super greu, trenul s-a mișcat super lent, iar în timpul ăsta ai mei deja ajunseseră la hotel exclusiv și premium unde o să stea. Suntem pe cale să intrăm într-o cameră de hotel care costă 3.000 de lei. Noapte. Ia, bă, să vedem și noi. Hai de capul meu cum arată, băi! Ia uite, tati, și spa în cameră. Băi, ești nebun la cap. Ia uite, mami, avem și tacămuri din aur. Nu vine să cred, pe bune? Mamă, cât de mișto e și patul mâncață și gura ta. Bun, am ajuns în gara din Constanța, dar întâmpinăm o problemă. Mai avem doar 6 lei și trebuie să facem cumva să ajungem în Mamaia. Am încercat să aflăm cum putem ajunge în Mamaia cu 6 lei. Am aflat că există un autobuz care ne lasă direct acolo, dar nu știam dacă ne ajung bănuții. Două călătorii dus spre Mamaia. Super! Mama, a rămas doar cu un singur leu, 5 lei, două călătorii. Care era norocul, ești nebun? Hai să mergem în autobuz. Băi, am ajuns la mare, Mamaia, de când am mai fost la mare în România. Arată mișto, mă, îmi place. Auzi, crezi că am ce să fac cu un leu, Mamaia? N-ai, mă, ce să faci cu un leu, Mamaia. N-am? Nu, dar pot să-ți dau o măgură. Măgură? O trag pe dreapta, asta, mersi mult de tot. Deci, din păcate, leu în cea mai scumpă stațiune din România nu prea se aduce nimic. Totuși, parpi, hai să ne găsim ceva să ne adăpostim, un loc unde să stăm. Hai să căutăm. Acum vom merge cu un velier, un fel de mini iac cu pânze care costă 1000 de lei pe oră. Dar uitați-vă, bă, băiesc, cum arată, bă. Mami, hai să cinstesc, avem cel mai mare platou de la cel mai scump restaurant, șampanie, tot ce vrei. Hai să ne băgăm totuși în mâncărica asta, mi-e milă de Mițu, dar intră bine acum. După ce au stat puțin la soare, au mâncat copios, iar după au zis să se relaxeze larg pe un colac gonflabil. Să te tot relaxezi pe banii lui Mițu, tată! Ce bine mă simt, chiar mi-am încărcat bateriile. S-au relaxat complet, dar nu aveau de gând să se oprească din a cheltui bani, tata zicând asta. Ziua de-abia a început, ta să vedeți ce o să-l mai rupem de bani astăzi. În cel mai rău caz, asta o să fie camera noastră de hotel astăzi. Adică totuși, șezlong gratis, vedere la mare, în Mamaia, complet gratis, nu e rău deloc, ești nebun. Tot ce trebuie. Trebuie să prețuiești măgura asta la maxim, că altă mâncare nu prea mai. Am păpat măgura, iar între timp părinții mei se relaxau și mai mult decât au făcut-o până acum. Mami, te-am adus și la un masaj pe banii lui Mițu ca să ne relaxăm total, tata. Mama a fost prima la masaj, tata fiind super nerăbdător. Haide, mami, că de-abia aștept și eu să fac masaj. Mamă, tati, hai să faci să vezi cât de bine. Să înceapă relaxare. S-a băgat și tata la masaj, iar după a zis asta.
Mamă, după relaxarea asta totală, hai să mergem, mami, și la o distracție. Da, haide! Între timp, visul meu și al lui Parpi era să ne dăm pe skijet. Am văzut tot timpul cupluri pe TikTok distrându-se pe skijet și chiar eram nerăbdător să facem și noi asta, așa că m-am dus să întreb cât costă. Să trăiți, domnul, să trăiți! Cât fac 5 minute cu un skijet? 100 de lei, boss. 100 de lei? Gata, muncesc, fac 100 de lei și vin la dumneavoastră înapoi, promit eu. M-am dus la prima terasă cu Parpi și am zis asta. Salut, salut! Te pot ajuta cu ceva la locație și îmi dai tu cât consideri tu dacă ai ceva de făcut? Știi tu să faci ceva? Da, știu, îți dai seama, orice, hai! Am început să muncim peste tot la terasă, am măturat, am șters masa, am aranjat tot și am strâns până și umbrela și saltelele, iar după mi se spune asta. Ia zi, maestre, nu știi că faci orice? Da, ce să fac, să dau cu de-asta? Da, hai, dai cu lavabil mai repede, hai! Aoleu! Am respectat ordinele și am dat și cu lavabilă pe toată podeaua terasei, iar după băiatul de acolo tot de mulțumit era. Hai, dai mai repede, ce e asta aici? Acum, șefule, dacă facem treabă bună, trebuie să vină și bani mulți, nu? Hai că vedem, tu muncești acolo. Șefule, te salut, am terminat treaba. Ține câți bani ne dai tu, cât te ține inima pentru toată munca asta? Pentru încurajare, vă dau 120 de lei. Wow! 120 de lei? Mulțumim mult de tot! Avem și banii de scrijet, dar trebuie să mâncăm. Mamă, chiar că și mie îmi gheorțe stomacul. Trebuie neapărat să mâncăm ceva, hai să vedem cum facem. Tati, te duc acum la waterpark pe banii lui Mițu. Dar înainte nu vrei și o telegondolă? Lui mama Mițanu chiar era frică rău în telegondolă, dar până la urmă au ajuns în siguranță și s-au dus la waterpark unde s-au distrat pe cinste. Hai, mama Mițanu, că am ajuns, mergem la waterpark. Foarte bine că nu mai îmi place aici. Hai la distracție, mami! S-au distrat maxim la waterpark, tata încercând literalmente fiecare tobogan existent. Să te tot distrezi pe banii lui Mițu! Iar după mi-au rupt mai mult buzunarul închiriând și un skijet timp de o oră, în timp ce eu cu Parpi muream de foame la propriu. Covrigii sunt cei mai buni, cei mai ieftini, țin de foame, așa că hai să mergem să ne luăm câteva bucăți care să ne țină până mâine de foame ar trebui. Ne-am luat rapid covrigii din vitrină, am stat la coadă și am plătit. Uitați, i-am luat, tată. Am rămas cu 110 lei, avem 3 covrigi de fiecare care trebuie să ne țină până mâine de foame. Ai grijă, Barbică, ieșale, poftă bună dacă. Am mâncat puține covrigi care se simțeau incredibil în stomac după multe ore de nemâncat, iar după ne-am dus către plajă. Am ajuns la adăpostul nostru, cel mai probabil tata și o amițană se află în cel mai luxos hotel din Mamaia, dar asta nu ne face mai puțin fericiți. Amândoi am avut un trai mediu încă de când am născut și știm să apreciem lucrurile mici, din cauza asta nu m-ați văzut niciodată flexând mașini scumpe, ceasuri sau haine de 1000 de euro, pentru că nu asta mă caracterizează. Prefer să investesc bănuții câștigați în ceea ce mă pasionează și ce mă face cu adevărat fericit, adică vlogging-ul și a face alți oameni fericiți așa cum pot. Prin conținutul postat și oferind săptămânal 200 de lei unui abonat în semn de recunoștință pentru că mă ajută să ajung la visul meu, acela de a face 1 milion de abonați. Să tot mănânci pe banii lui Mițu la cel mai scump restaurant. Vai de capul meu, îl cocoșăm. Au cheltuit enorm de mult pe mâncare, iar după s-au dus la distracția mare de care ziceau, unde a fost nebunie completă. Au dansat și au făcut cele mai nebune chestii în timp ce noi ne bucuram de un foc de artificii, după care și-au luat și clătită la 3 dimineața, iar într-un final au ajuns în cameră morți de somn în timp ce noi ne-am chinuit să dormim într-un frig extrem de deranjant. Băi, e 6 fără un sfert dimineața, aprinde și răsăritul cu Parpiliana, dar nu mai putem de frig, literalmente, băi! Așteptăm soarele la cu nerăbdare, să sperăm că o să vină curând, doamnești? Hai, trezește că vine un mic dejun special. Hai, stompi! Haide, mă, mami, mă! Mic dejunul nostru o să fie aceste gofre găsite lângă un coș de gunoi, care uitați-vă cum arată, ce-au și nisipă ele bucate și curat anatole papiam. Sunt bune, mă, ce ai! Dejunul dumneavoastră? Mamă, cât a platou un cățeș gura ta. Să aveți poftă. Au păpa și mic dejunul venit în cameră, iar după îl sun pe tata Mițanu să-i zic ceva important. Oh, tata Mițanu! Ia zi-mă! Chiar de cum se treaba, mai rămas foarte puțin timp, așa că va trebui să ne cheltuim fiecare bănuț rămas, ok? Ce bani, bă, că i-am cheltuit pe toți, nu mai ai niciun ban în cață și gura ta. Cum, bă, tata Mițanu, ne-a cheltuit deja tot bugetul? Păi n-a fost, mă, pe distracție. Tot am cheltuit. Dar oricum, am și o idee unde să merge să-l cheltuim. Iar aici m-a referit la singura noastră dorință, dorința de a merge pe skijet împreună, așa că m-am dus către băieții cu schijeturile și ne-am luat unul într-un final. Ai cheltuit doar în singurile să facem asta! Ne-am distrat la maxim îndeplinindu-ne visul pe care ni-l propusesem de ceva timp, lucru care ne-a făcut să simțim la maxim fericire și bucurie, chiar și fără niciun bănuț.
Acum va trebui să luăm ușor ușor către București, unde vom face testul poligraf în care vom afla dacă banii aduc sau nu fericire. Bun, ne aflăm la testul poligraf unde vom afla 100% răspunsul la întrebarea aduc sau nu banii fericire. Ai fost fericit fără bani în vacanța recentă din Mamaia? Da. Ai spus sincer? Yes! V-am zis! Nu cred așa ceva. V-am zis, mă! Hai să vedem ceilalți. Ai fost fericită, fără bani, în vacanța recentă din Mamaia? Da. Ai spus sincer? Yes! V-am zis! Hai să vă văd pe voi acum, că voi ați avut 10.000 de lei pe mână. Ți-au adus banii, fericirea, în vacanța recentă din Mamaia? Da. A răspuns nesincer? Mamă, v-am zis eu, mă, cum nu s-a dus, mă, bani fericire, am zis tu altfel? Nu, mi-a adus fericire acum. Uite că nu prea e sincer. Ai fost fericit fără bani în vacanța recentă din Mamaia? Da. Răspuns nesincer? Nu vine să cred, v-am zis eu, tată, banii nu aduc fericirea, mă, tată. Mă, nu uitați, dați click pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Am răspuns și la întrebarea asta până la urmă. V-am pupat, pa, pa!